Cuviosul Teodul 3 decembrie Cuviosul părintele nostru Teodul s-a născut în Cipru. Pe vremea împăratului Maximian, de tânăr s-a lepădat de lume, pentru marea lui nevoință pustnicească și pentru smerenia lui. I s-a luminat sufletul și a fost învrednicit cu darul de a vedea mai dinainte gândurile celor ce se apropiau de el, prefăcându-se nebun. Pe mulți îi mustra și îi făcea să se pocăiască, astfel, ducându-și viața și mântuind pe mulți, a bine plăcut lui Dumnezeu și a adormit cu pace.